Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Fetița Bondar. Bobiță, Buburuză și Baltazar au pornit dis de dimineață pe câmpie ca să încerce noua parașută cu sută de albinuță. Acolo mai era cineva, o fetiță bondar necunoscută, care culegea flori de liliac și între timp cânta voioasă: primăvara a sosit, tra-la-la-la-la, liliacul a înflorit! Baltazar i-a vorbit primul: bună, fetiță bondar! Eu sunt Baltazar, băiatul albine, cel de lângă mine e Bobiță, băiatul melc, iar ea este Buburuză, fetița mămăruță. Tu cine ești? Eu mă numesc Dorothy, sunt în drum spre casă și am făcut cale lungă. M-am oprit să mă odihnesc pe câmpie. Noi tocmai vrem să încercăm noua parașută, vrei să vii cu noi? Întrebă Baltazar. Vin, cu plăcere! Baltazar și Dorothy au sărit primii de pe deal. Apoi fiecare a încercat parașuta pe rând. S-au jucat până seara târziu. Nu-i așa că vii și mâine cu noi? A întrebat emoționat Baltazar. Nu, din păcate mâine trebuie să pornesc dimineața de vreme. Locuiesc departe de aici și am foarte mult de zburat. Așa că Bobiță, Buburuză și Baltazar și-au luat rămas bun de la Dorothy. În drum spre casă, Baltazar era atât de mâhnit încât Buburuză l-a întrebat: ce-i cu tine? Baltazar e îndrăgostit? Chicotea Bobiță. Bobiță, nu e frumos să râzi de cineva? S-a răstit la el supărată Buburuză. Știi ceva, Baltazar? Spune lui Dorothy să rămână aici. Îi vom construi o căsuță în pădurea noastră. Ce idee bună! Mâine dis de dimineață am să merg pe câmp și am să o rog să rămână. A doua zi, Baltazar, Bobiță și Buburuză s-au trezit de vreme. Fugeau spre câmpie ca să vorbească cu Dorothy. Dar vai, au întârziat. Fetița Bondar plecase deja la drum, dar a lăsat o scrisoare prinsă pe un copac în care își lua rămas bun de la prietenii ei. Baltazar s-a așezat pe iarbă și a început să plângă. De data asta, Bobiță nu mai râdea de el. Să mergem după ea, a spus băiatul melc. Sigur o ajungem din urmă. Bobiță, tu mergi încet ca un melc. În felul acesta nu vom ajunge din urmă pe Dorothy, zise amărât Baltazar. Bobiță era să se supere când dintr-o tufă ieși un arici. Poate vă ajut eu. E drept că nu mă mișc prea repede. Totuși sunt mai rapid decât voi. Micii prieteni s-au bucurat nespus de mult. Au făcut o mică trăsură din coș de castane, au agățat funia trăsurii de țepi ariciului și micul atelaj porni la drum. Să ne odihnim puțin, propuse Buburuză. Ne continuăm drumul mâine dimineață. Dar Baltazar se puse iarăși pe plâns. Nu vom găsi niciodată! Ce miros plăcut de liliac! Strigă deodată Bobiță. Liliac? Se miră Buburuză. Veniți cu mine să ne uităm prin prejur! N-ai avea chef să trăiești de acum înainte în pădurea noastră? Ți-am construit o căsuță așa cum ți-o dorești tu! Nu ar mai trebui să zbor pe meleaguri îndepărtate. Am fi fericiți dacă ai rămâne cu noi. Da, așa e. Am fi foarte fericiți. Au aprobat Bobiță și Buburuză. Mulțumesc, rămân cu drag aici la voi, a răspuns Dorothy emoționată. Ați făcut un drum atât de lung ca să mă ajungeți din urmă. E tare drăguț din partea voastră. S-au așezat în atelajul arici și s-au întors în câmpie. A doua zi de vreme s-au apucat de treabă. Au construit o căsuță frumoasă pentru Dorothy la marginea terenului cu lilieci. Când au terminat căsuța fetiței Bondar, au dat o petrecere. Au venit cu mic, cu mare locuitorii pădurii și au dansat și au mâncat până târziu. Au salutat noul locuitor al pădurii cu o petrecere voioasă.